pentru că noi nu aveam posibilitatea de a ieși să ne cumpărăm ceea ce ne trebuie. Și când spuneam la cameră ceea ce ne trebuie, mă adresam să la susținători ca să vorbească cu familiile noastre. Și cine voia să ne trimită, ne trimiteau. Și am avut foarte mulți oameni care au vrut să ne trimită și sunt lângă noi și în ziua de astăzi și nu cred că am fost unici. Adevărat. Băi, sincer să fiu, cred că au Dar fost multe singurii care au cerut cumpărături. cele mai puține lucruri. Mai, la început eu Au ceream și cerut de astea, ca pijamale, genunchiere și cam atât. Adică, în rest, da, nu la cum cereau început alții, le poate. ceream, știi, ca să-i spună lui mami, lui varul meu, nu știam, habar n-aveam, știi? V-ați Și pe împăcat, acum, dar dacă când am au găsit fost chestiile, certați? am zis că nu mai trebuie nimic. Ai reușit să-ți faci actele? Nu. N-am făcut nimic. Când mergem, joi? Joi, joi, joi. Ne-a luat tati și ne-a zis joi. Da, aseară chiar scria lumea, știi, băi, cine vrea să-i Viața vadă voastră pe... nu ne interesează, dar aveți atâta aroganță și frustrare încât vi se vede pe față. Nu vă interesează, dar sunteți Să aici și rămână sunteți. doamna Vera. Dacă mă și vă place, vă pupăm. Muriți. Da, de fapt, ei sunt adevărați câștigători, ca idee. Și ca fapt divers, TikTok-ul care l-am făcut cu melodia aia erau doar pentru persoanele astea ca voi, care nu sunt curioase de noi, dar de-abia așteaptă să vadă ce, cum, unde suntem, ce facem. Era fix pentru voi, nu pentru oamenii care ne-au susținut. Și care sunt lângă noi în continuare, ce credeți? Sărmâna, doamna Luminița, vă Sărumâna, doamna pupăm! Mariana, numai cu sărumâna pe aici. Ma'am. Și acum, întrebare. Hai, ce întrebare Nu spune-mi? întrebare, provocare, nu alex direct. Nu întrebări, că pe provocări nu joc. MVP Mihai a primit o mână de amplificare. Ia Vă vezi, pupăm, doamna amplificare Ramona. mână. Bam, 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 Și ce bam, bam. faci? Ia. Bam, bam, ia să vedem. O întrebare pentru Macarie. Te-ai văzut cu Irina? Nu Nu m-am văzut cu minți. Irina, trebuia... Deci asta e întrebarea, ca să răspund. Dacă minți, faci provocare. Nu știu cum să zic. Nu mă, nu mint, dar niciodată n-am mințit. Pe bune vă zic. Adică eu nu fac de astea de dragul TikTok-ului. Nu m-am văzut cu Irina, trebuia să ne vedem la Brăila când a venit la Denisa, dar nu m-am mai dus eu la Brăila. Dar am vorbit și vorbim în continuare și ne înțelegem super bine. Mă bucur. Mă bucur pentru voi doi. Alții au cerut vacanțe și au avut și pretenții. Bună, Hatice, am vorbit cu Simona și Andrei, Sunteți noi. dar... Ia, nu? Ai stat de vorbă cu Da, am Simona. vorbit astăzi cu Simona. Știu, anemona, dați cu tap-tapuri. Care anemona? Anemona Buță. Nu, Sau cum îi place. anemona din casă? A, nu, 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 Am nu. primit Ea o și-a făcut relație cu a ta. pălărie. Și-a făcut relație? Da. Normal că ei sunt aici, că trebuie cineva să dea raportul lui și Maria. Nu ne A interesează. doua întrebare, că erau trei. A Deci prima doua a fost dacă m-am întrebare. văzut cu Irina. Dacă rămâneai în casă, Da. te-ai fi căsătorit? Te-ai fi căsătorit? Dacă aveai cu cine? Dacă eram, nu, asta îi spuneam și Irinei, dacă nu exista acea mică despărțire între noi doi când făcusem cuplul acela în ianuarie și dacă nu ne despărțeam și continuam până la sfârșit, cu siguranță probabil ajungeam să fac pasul ăsta, cum l-ați făcut și voi. Adică începeam să simt ceva și după aia... Și ar fi zis da? Nu. Păi nu știu, pe mine mă întreb, întreabă pe ea. N-ar fi zis da. Asta cred și eu, că e oricum e nebună. Și la treia întrebare. Hai să nu ai întrebat. A treia întrebare. Hai pe mama. Andra pupa pe mami. 8 trandafiri, 8 trandafiri să îndeplinim obiectivul. Încă un trandafir. Ah, dar primesc o grămadă de trandafiri. Și a treia. A treia întrebare. De cine ai mai fost atras în afară de Irina? De nimeni. Mai. Vorbesc foarte De serios, de nimeni. întrebări?
Dacă a dat accident. Da, da, tu la mintoare. Dar și mi mai știe. Avem niște întrebări pentru tine. Mă, ce te lasă la tine? Hadice, de ce nu citești toate mesajele? Larisa, îmi pare rău, nu reușesc să le citesc pe toate. Ori trei. Intrați cu Roberto. Deci mi-a dispărut mai ușor.